Bine v-am găsit! Vă invit să vizionăm împreună tutorial aplicația Partrace. Deschidem în browser partrace.com. Ne-a apărut Organize Everything. Organizează orice. Ne apare Create a Account. Avem nevoie de un username, email și parolă. Și de asemenea ne putem loga, ceea ce voi face eu acum, login și am intrat pe platformă. Avem My Account, apoi avem My Collections, colecțiile noastre, avem apoi My Network, rețeaua mea și recomandările pentru mine. Apăsăm pe My Account. Și vedem My History, istoricul. Avem apoi apps, iPhone, iPad și Android. Deci le putem descărca și le utilizăm și pe dispozitivele mobile. Apoi avem Education. Avem apoi Tools. Avem Web Clipper, email și drag and drop. Deci putem să adăugăm linkuri cu drag and drop. Și web clipper. Apăsăm pe web clipper și apăsăm install web clipper. Din magazinul web Chrome adăugăm extensia Partrace. Apăsăm adaugă în Chrome. Adaugă extensia. Extensia a fost adăugată. Acum, pentru a posta pe Partrace, deschidem un website și apăsăm pe Partrace. Și putem să postăm pe username-ul nostru sau să adăugăm o nouă colecție, ceea ce voi face eu acum. Și voi scrie tutoriale realizate în proiectul PED. Putem să o facem privată dacă dorim. Zice că s-a rezolvat. Apoi mergem pe un videoclip, apăsăm pe Partrace și adăugăm tot în tutoriale. Se zice Done. A fost adăugat și acest videoclip. De asemenea, putem să o adăugăm direct de pe Bine v-am găsit. aplicație să postăm. O să vă arăt acum cum. Mergem în colecțiile noastre și apăsăm pe Add și putem să postăm o colecție, să importăm sau un web page. Și de asemenea și să încărcăm imagine, dar eu acum voi posta un web page, apăs un link-ul și apăs Add. Și vedem că a fost adăugat și acest link. Dăm refresh, reîmprospătare și vedem că și această postare a fost adăugată. Da? Tutorial aplicația IFT, tutorial aplicația simbolul IDU și website-ul de început. Acest tutorial a fost realizat de profesorul Duma Cornel Lucian, expert resurse educaționale deschise, tutoriale și religie în proiectul, curriculum relevant, educație deschisă pentru toți, cred.